introduc un pic în cultura Japoniei prin limbaj. Limbajul este prima redută a unei culturi, da? În consecință, konnichiwa. Konnichiwa. La dimineața. Să mă prezint. Watashi wa Felicia tomoshimasu. Mă numesc Felicia, numele meu este Felicia. Poate cineva să-mi spună numele său, ca să încercăm așa un pic de interactivitate? Vă și ajut. Maria, eu, treci? Eu. Sau tu? Eu. Ia zi. Așa. Deci, watashi wa? Hai. Konnichiwa. Konnichiwa. Așa. Do... Watashi wa? Watashi wa Ana. Ana. Tomoshimasu. Tomoshimasu. Japonia e ok. Hajime mashite. Încântată de cunoștință. Ce este de remarcat la limba japoneză? Eu sunt femeie, voi vorbi... Când, dacă vorbesc în japoneză, cuvintele trebuie să fie foarte dulci, foarte line. Da? Sunt femeie, voi spune... și mai este și încă o caracteristică, femeile când salută cu mine, așa? Bărbații pe lângă corp. La sala de arte marțiale, eu primul contact pe care l-am făcut cu cultura Japoniei a fost pe la 18 ani, când am început să practic karate. Karate stilul Shotokan Wado-ryu. Dacă auzi cineva, dacă a practicat sau dacă a văzut, da? Știe cineva despre karate, s-a uitat sau la televizor sau dacă a practicat, da? O, super, bravo! Așa. Iar la sală, mâinile se vor ține ceva, da? Deci o poziție mai marțială. Femeile, cum am spus, vorbesc mai dulce. Ca și mai mașite. Pe când bărbații vor spune, ca și mai mașite. Da? Deci, dacă ați observat la japonezi, la samurai, ei au stilul acela de a vorbi foarte abrupt bărbații și foarte lini și foarte dulce femeile. Ei fac o distinție foarte clară între bărbați și femei, între energia feminină și energia masculină. Femeia este lină, este caldă, este într-o armonie perfectă cu tot ce este în jurul ei, ea nu se agită. Nu strigă, nu merge repede, nu se repede. Dacă ați văzut femeile japoneze tradiționale, au acel kimono care le înfășoară foarte bine și ele merg foarte încet. Bine, acum poartă și haine occidentale și nu mai este cazul, dar mă refer la cele tradiționale. Gesturile sunt foarte calme, sunt foarte studiate. Ceremonia ceaiului la japonezi este o ocazie de a se introduce într-un stare de calm și de comuniune cu sine și cu lumea. Ceremonia ceaiului se desfășoară cu gesturi foarte bine studiate, foarte lente și aduce spiritul într-o stare de perfectă aliniere emoțională. Pentru japonezi emoțiile sunt foarte importante, ei nu le manifestă, le țin în ei, pentru ei este foarte important să fie, se prezinte calmi, foarte congruenți cu ceea ce fac și dacă sunt chiar dacă sunt supărați sau au un motiv de neliniște, ei nu arată. Pentru că la ei cultura zen, cum este la noi nu știu, tradițional, la noi cultura este altfel. Noi ne manifestăm emoțiile. La ei zenul le spune că trebuie să fii calm precum un lac liniștit. Sub suprafața lacului pot fi curenți, dar la suprafață este totul liniștit. La ei cel mai bine este exprimat aceasta prin postura. Ei când stau, da, stau în acest sezon, care tot din zen vine. Da, să mă așez. Deci, și spatele este drept. Umerii sunt trași în spate. Femeile stau, de asemenea, cu mâinile așa, pe coapse. Iar bărbații au altă postură, s-au depărtat cu mâinile, așa. Am observat la sala de arte marțiale când făceam karate. Atunci când stai așa și pui mâinile în felul ăsta, corpul se energizează, câștigi foarte multă putere. De fapt, asta este poziția războinicului, pentru că imediat de aici poți să sari și să lupți. Femeile stau strânse, energia lor este foarte adunată. Prima dată când am luat contact cu cultura Japoniei, am fost, cum am spus, la sala de arte marțiale,
unde am învățat și câteva cuvinte în japoneză, am învățat și despre felul în care trăiesc japonezii și cum ce am putea lua bun din cultura lor. Și anume, calmul lor, simțul datoriei, simțul onoarei. Ce este caracteristic japonezilor este acest cod al onoarei. Vine din trecut, de când existau samurai, se numește Bushido, codul samuraiului, două înseamnă cale, și înseamnă războinic. Iar pentru ei cel mai important este să slujești țara, să slujești conducătorul, împăratul, să pui asta mai presus de viața ta, mai presus de familia ta, mai presus de orice. Deci vine miracolul japonez. Ca să-ți dăm acum cum au putut japonezii, în secolul XIX erau în evul mediu, iar acum sunt cea mai avansată țară tehnologică. Sunt loviți de războaie, au fost loviți cu un crun de-al doilea război mondial, știți, cu Hiroshima și cu Nagasaki, de cutremure tot timpul, și au capacitatea extraordinară de a se reface. De unde vine această capacitate lor de a se reface? În primul rând, dintr-o disciplină de fier, care a fost cultivată de-a lungul secolelor, prin acest cod al onoare, prin acest Bushido. Ei sunt, în interiorul lor, sunt niște războinici, ei sunt niște luptători, ei întotdeauna se vor ridica. Ei cad de 3 ori și se ridică de 5 ori. Deci nu de 4, de 5. Deci ei pur și simplu renasc extraordinar. O altă ocazie care am putut să iau contact cu cultura Japoniei a fost în luna martie, când s-a făcut o seară japoneză la Facultatea de Litere. Acolo este o clasă de japoneză, iar studenții ca voluntari s-au implicat în organizarea acestui eveniment. Și ne-am învățat să pictăm, să desenăm acele litere japoneze, să dansăm, să... Ce-a mai fost? Dansul, caligrafia, a fost și body painting, am pictat și o floare de cireș pe față, care s-a șters destul de repede. Limba, a fost și cursul interactiv și pentru că n-aveam PowerPoint, asta am venit cu foile astea la mine. Să vă arăt. Aici sunt niște litere japoneze. Aceasta cred că este scrierea katakana, adică aceea simplă, sau nu, cred că este scrierea romanjii. Așa, literele acestea simple se folosesc ca să fie scrise numele de firme. Și mai este o scriere katakana pe care o știau absolut toți din Japonia, chiar și cei mai umili și țărani. Încă din secolul XVII, 90% dintre japonezi știau să scrie. Și acum toți știu să scrie. La ei, analfabetismul este ceva extrem de rar. Este foarte important pentru ei să învețe. Când Japonia a fost devastată de cel de-al doilea război mondial, împăratul l-a chemat pe primul ministru și a spus ce putem face ca să salvăm Japonia de la dezastru. Și a spus educație. Și, într-adevăr, ei au un sistem educațional excepțional, dovadă și rezultatele pe care le-au. Ce-am învățat la cursul de caligrafie? Asta este numele meu scris în japoneză. De fapt, este scris de două ori. Se citește de sus în jos, de la stânga la dreapta. Aici scrie Felicia. Aceasta este o scriere mai complicată. Aceasta este caligrafia kanji. Este rezervată persoanelor educate. Se scrie mult mai greu, vedeți că este mai complicat și trebuie o mână foarte sigură. Iarăși, un om care este agitat nu va putea să scrie astfel. Se vede, ei sunt foarte calmi, se ține pensula și mișcarea se face din umăr și totul este, pur și simplu la japonez totul este artă, totul este armonie, totul este integrare în tot ce îi înconjoară. Ei nu sunt rupți de ritmuri și de natură. Ei integrează tot, inclusiv atunci când scriu, atunci când fac mâncare, când beau ceai. Sunt o grămadă de povești zen despre ceai, despre învățare. Ei spun că atunci când trebuie să înveți ceva, trebuie să-ți gândești mintea de ceea ce ai știut înainte. Cum era cu povestea aceea zen cu maestrul, care avea un ucenic, și îl întreba ceva, iar maestrul turna ceaiul în cană și turna și turna și în ceașcă. Și ceașca dădea pe din afară și a spus, bine, dar nu vezi maestră, curge ceaiul pe din afară. Și el a spus, așa este și mintea ta, dacă este deja plină, unde să mai punem?
Aceasta este încă o trăsătură filozofiei zen. Trebuie să zgolești mintea de ceea ce știi înainte ca să poți să adaugi lucruri noi. Un alt eveniment japonez a fost pe 13 mai la Grădina Botanică. Acolo a fost mai elaborat, pentru că a fost și teatru. Au avut o piesă de teatru montată despre o prințesă care este amenințată de un demon. Demonul apare foarte des în cultura Japoniei. Și doi samurai își unesc forțele și salvează prințesa. Moare demonul, salvează prințesa. A fost foarte frumos. A fost și ambasadorul Japoniei, au fost niște dansuri superbe. Dacă aș fi avut PowerPoint, v-aș fi arătat kimonoul. Le-am îmbrăcat kimonoul. Chiar am intrat în atmosferă și cine a văzut fotografiile cu mine în kimono a spus chiar arăți ca o japoneză, da? Tana, mersi? Da. Ce este de reținut la cultura japoneză? Ce am putea noi să luăm de la ei? Au și lucruri negative, ca orice popor, dar au și lucruri pozitive. Și mă concentrez numai asupra lucruri pozitive. Lucrul pozitiv este dragostea de țară, dragostea extraordinară de țară pe care au. Pentru ei, țara e mai presus decât orice. Disciplina. Și conștientizare. Pentru că aici pot să fac legătura cu ce a spus Maria, ei de ce reușesc să-și păstreze acel calm și acea armonie exterioară? Pentru că ei conștientizează tot timpul, ei nu se repet să vorbească, ei nu se repet să acționeze, la ei gesturile nu sunt necontrolate niciodată, gesturile nu sunt necontrolate niciodată. Și de aceea ei sunt percepuți ca niște oameni foarte respectoși și demn de tot respectul. Și cred că am putea avea de învățat noi românii de la ei și să luăm de la fiecare, tot avem noi tendința românii să luăm de la fiecare popor câte ceva. Și grozav ar fi să luăm ce este mai bun, nu ce este mai rău, adică nu de la italieni sparagea de a ne certa și de a striga, ci poate că ar fi mai avantajos pentru noi să luăm de la japonezi calmul și armonia și onoarea și dragostea de țară. Acestea fiind spuse, vă doresc să aveți o zi frumoasă și închei și cu acel cuvânt japonez pe care tot lumea știe, sayonara! Thank you.